ceață, ceață deasă aici în Marea Neagră. De fapt, portul Constanța a fost închis, doar noi am ieșit cu remorchiolul maritim de radă și port Voinicul și ne îndreptăm undeva către nava maritimă de intervenție cu scafandrii de mare adâncime Grigore Antipa, care de 4 zile se află în Marea Neagră pentru misiuni și antrenamente de scufundare la mare adâncime. De fapt, nava maritimă pentru scafandri Grigore Antipa a părăsit portul Constanța încă din a treia zi de Paști, deoarece misiunile nu țin cont de sărbători. Principala problemă la Marea Neagră în săptămâna care a urmat sărbătorul Pascale a fost însă ceața, care a determinat închiderea porturilor și chiar și a strâmtorii Bosfor. Doar navele militare au primit permisiunea de a ieși din port. Am ajuns, în spatele meu puteți vedea nava de intervenție maritimă cu scafandri de mare adâncime Grigore Antipa. Ceața încă nu s-a ridicat, dar asta nu împiedică activitatea scafandrilor militar care își derulează antrenamentele de scufundare specifice. Am plecat a treia zi de Paște din port, suntem de marți aici și lucrurile au decurs foarte bine până acum, nu am avut niciun incident. Nicio problemă. Ne desfășurăm activitatea la adâncimi de peste 40 de metri. Avem la bord în desfășurare două cursuri, unul pentru categoria a doua și celălalt pentru lucruri cu scule acționate hidraulic. Pentru executarea scufundărilor, nava a staționat la ancoră într-un raion devenit tradițional, la 7 mile în larg, undeva travers de zona Tuzla-Costinești. Este un raion perfect, deoarece ne permite executarea activităților în gama care ne-o dorim noi să intervenim, la peste 40 de metri, între 40 și 60 de metri. În locul acesta și fundul este un pic mai nisipos și ne putem executa activitățile. În această perioadă, începând cu data de 10 până pe 13 aprilie, are loc cursul de reatestare în vederea executării lucrării spavace cu scule acționate pneumatic și hidraulic. În această perioadă, astăzi, 12.04, are loc și testarea practică în vederea finalizării cursului. Profităm de ocazie să vă prezentăm și o parte din sculele scafandrilor, partea cursului de altfel, de data aceasta de pe puntea navei și nu din imersiune, așa cum o să le puteți vedea puțin mai târziu. Sculele hidraulice subavace pe care le-au dotare scafand de mare adâncime. Noi avem aici cheie de strângere și de desfacere hidraulică pentru diferite rezoane, flanșe, perie pentru curățare la opera vie și linia axială elici, da? Pentru dat găuri în beton la picuri, flex de tăiere, așa, hidraulic, se folosește și la suprafață și în imersiune. Începe proba practică și echiparea pentru scufundare. Dacă vi s-a făcut deja frig, am întrebat noi pentru dumneavoastră cât de rece este apa mării în luna aprilie. Apa este destul de rece încă, se și vede datorită ceții pe mare, apa se începe încet încet să se încălzească și cam din iunie putem să ne bucurăm și noi de apă cât de cât mai potrivită pentru scufundare de mare adâncime. Din păcate, în această perioadă, după cum observați și noastră,
de la ieșirea din portul Constanța, ieșire pe care am făcut-o cu avertisment de ceață și portul a fost închis, dar am avut îngăduința să ieșim pe mare. Condițiile hidrometeorologice sunt bune pentru scafandri, nu ne interesează cum sunt condițiile atmosferice, pentru că sub apă nu contează dacă e ceață, dacă plouă, dacă e soare. La adâncimea de 50 de metri, 40 unde intervenim noi, vizibilitatea să fie bună și să nu avem curent foarte mare. Condițiile subacvatice au fost foarte bune, deci vizibilitate de 3-4 metri la fund și curent foarte mic. Deci, exact, avem costume uscate, temperatura n-am prea contat. Sunt condițiile foarte bune pentru executarea antrenamentelor în această gamă de adâncime. E destul de rece pentru perioada aceasta, că Marea Neagră se încălzește, începe de la 1 mai, așa. Pentru perioada asta apa e destul de rece. În prima fază vom executa individual exploatarea și prezentarea sculului la suprafață, după care echipa de pe 2 scafandri vom coborî și vom exersa adâncimea. Dezaburirea. Urgența. Închidem, da? Detectorul. Corect. Labe. Da. Mănuși. Da. Ați dat cu spuma, ați verificat că nu avem scăpări de gaz? Verificat, nu sunt scăpări. Arnașamentul e cuplat? Cuplat. Umbilicalul? Umbilicalul cuplat. Cuplat, da? Domnul doctor, i-a văzut? Da, i-a văzut, da? Comunicațiile? Ok? Comunicațiile, ne auzim? Da? Ok, începem activitatea. Da? 2-1, scafandul 2 în apă. Începem recuperarea sculei subacvatice. Provocare, pentru că noi din 2 în 2 ani facem această reatestare, cu toate că între timp mai intervin și mici misiuni pe care încercăm să le executăm cât mai bine. Ați ieșit pe mare în a treia zi de Paște, mulți dintre noi încă eram în mini-vacanța de sărbătorile pascale. E o obișnuință? Da, de ce nu? Au fost misiuni chiar și în zile de sărbători, când am fost anunțați, am venit, am executat și tot a ieșit bine. Cum e să te scufunzi în Marea Neagră, chiar ziua în care împlinești 48 de ani, e corect? Da, 48 la mulți ani. Mulțumesc, mulțumesc la fel. E emoții, sunt cuprins de emoții pentru că astăzi este și ziua mea de naștere și scufundarea este obișnuită. În cariera noastră s-a întâmplat deseori să vă petreceți ziua de naștere prin scufundare? Nu mi-amintesc, dar s-a nemerit, s-a nemerit. Poate o fi fost în 27 de ani să mai fi fost la activități de scufundare, dar asta este singura care, adică o vă amintesc. Activitatea care am desfășurat acum a fost sub în
pe opera vie, pe linia axială, unde se formează curenții. Curentul și așa e. Nu e curent destul de mare acum, astăzi, dar sub linia, sub chila navei se formează curent și destul de să te fixezi acolo, să desfășori activitatea, e mai complicat. Și trebuie să depui un efort ceva mai mare. S-a făcut schimbul de generații sau încă mai durează? Din păcate, unii dintre cei mai buni scafandri s-au retras din activitate, dar spre norocul meu, așa cum ați remarcat și dumneavoastră, încă mai avem scafandri cu experiență care le pot împărtăși celor tineri veniți de 2-3 ani la bordul navei Grigore Antipa din cunoștințele acestora. Trecerea de la o generație la alta nu se face într-un an, doi. Durează în jur de 4-5 ani să treacă prin toate cursurile și să participe și la misiuni reale ca să te poți baza pe cei tineri. Dar vreau să spun că sunt mândru de cei tineri care au venit din urmă. Se descurcă și execută toate activitățile acum. Ultima precizare legată de aspectul navei Grigore Antipa. Nu vă lăsați înjelați de bordajul care arată în acest fel. Se datorează faptului, pe de o parte, că nava a ieșit din iarnă, ca toate navele militare, și urmează să fie piturată, iar pe de altă parte, care este și motivul principal de altfel, nava urmează să intre în șantier pentru reparații și modernizări. Procedura de andocare a navei și intrare în șantier este în desfășurare. Într-adevăr, a fost alocat un buget pentru reparate și modernizarea navei Grigore Antipa. În momentul ăsta, cum am spus, așteptăm, încă nu știm ce se va întâmpla, dar sperăm cu totul că în august-septembrie să intrăm în șantier. Ultima andocare a navei a fost în 2003 și a ieșit în 2004 de la Brăila, în șantierul de la Brăila. Deci nava are nevoie urgentă, inutil să spunem, de reparații și mai ales modernizări. Nava a intrat în serviciu în 1979. Într-adevăr, nava are nevoie urgentă de reparații și mai ales de modernizări, atât pe parte de navigație și motoare, cât și pe parte de scufundare. Așadar, cei care au privit bordajul navei să nu se sperie care arată în acest mod. Noi sperăm să revenim peste 2 ani și jumătate și să vă prezentăm, să prezentăm telespectatorul o navă aproape nouă. Așa sper și eu, peste 2 ani jumătate, să avem o navă nouă, specializată și modernă. Toată tehnica de la bordul navei Grigore Antipa este din anul 79, fabricată în Franța de Comex. Sperăm și avem toată convingerea că această tehnică se va schimba. Deja s-au făcut demersurile, s-au înaintat caietele de sarcini, să achiziționăm tehnică nouă de scufundare. Asta înseamnă un clopot mechan pentru salvarea echipajului de pe un submarin avariat, un ROV pentru lucrări și intervenții la mare adâncime, însemnând până la 500-600 de metri. Avem convingerea că vom avea și un costum atmosferic pentru intervenții la 300 de metri. Sperăm că vor fi achiziționate aceste echipamente. Dacă luați interviul la scafandri, toți suntem entuziasmați că le vom avea. 2 metri, cam așa. Jumate 2 metri și curent foarte mare. Noi ne doream de mult o schimbare la această navă și sperăm să ne acomodăm tehnicii noi și să o facem cât mai bine. Atâția ani de zile cu echipamentul pe care l-am... mi-am desfășurat activitatea, e puțin așa, regres. S-ar putea să le mai găsim pe la muzeu, dar asta este, viața merge înainte, modernizarea vine peste noi și trebuie să ne adaptăm. Să sperăm că nu o să treceți în rezervă peste 2 ani jumate când este din șantier. Da, să sperăm. La mulți ani încă o dată. Vă mulțumesc mult! Așadar, viitorul sună foarte bine pentru nava maritimă pentru scafandrii Grigore Antipa și scafandrii de la mare adâncime. O să ne mai reîntâlnim cu nava și echipajul, deoarece până la intrarea în șantier, misiunile vor continua în ritm susținut, fie cu cei de la mare adâncime, fie cu scafandrii EOD.